Deținutul necunoscut, doctorul fără de arginți. Doborât la pat pe o răceală zdravănă. Mă gândesc totuși să chem un doctor. Îl chem pe domnul doctor Adrian Ionescu, vechi prieten al familiei. El m-a făcut bine de fiecare dată, numai cu ceaiuri și o medicamentație minimă. E 9 seara când îi deschid ușa. O siluetă ca o umbră se strecoară înăuntru. Domnul Adrian Ionescu este fost deținut politic și are peste 80 de ani. A fost arestat în 1958, după evenimentele din Ungaria. Tocmai avusese o întâlnire cu un avocat. Se luptă de 20 de ani în justiție pentru a recâștiga câteva din proprietățile furate de bolșevici. Fără succes. Deși mă cunoaște de când eram în Puști, mi se adresează la persoana a doua. Fără excepție. Începe consultația. Spuneți-mi, vă rog, ce temperatură ați avut dimineața și seara? Vă rog, trebuie să vă ascult la piept. Nu vă ridicați, vin eu lângă dumneavoastră. Mă simt ca teleportat în România interbelică a bunicilor mei. Pe loc îmi zboară gândul la portretul pe care îl face Dan Puric tatălui lui, medic. Stați așa să vă iau pulsul. Brațul subțire al domnului doctor îmi ține încheietura. Trec secundele și parcă doar simpla lui prezență îmi dă sentimentul că îmi revin. Ce binecuvântare să simți că-ți revii fără medicamente și rețete complicate, doar prin simpla prezență. Stau și mă gândesc. Suntem în 2014 și sunt îngrijit de un om care a făcut 6 ani de închisoare politică pentru vina de a iubi țara și tradiția sfântă a neamului. La 65 de ani de la pătimirea lor, acești eroi anonimi, foști deținuți politici, sfinți deghizați în pensionari, încă ne fac bine nouă nepoților. Fizic, bine. Stau și mă gândesc. Nu cumva singura șansă de revenire în fire a generației noastre, crescută cu cravată roșie la gât, iar apoi a zvârlit-o într-o hologramă Beverly Hills, este tocmai puntea vie pe care o vom face cu rezistența lor, cu jertfa lor, cu demnitatea lor. O singură poezie a deținutului Radu Gir, transmisă morse prin calorifer, salvează mii de oameni în închisoare. O singură privire aruncată în ochii luptătorului Ion Gavrilo Ogoranu și primești tărie pentru o viață întreagă. O singură filă răsfoită din memoriile prizonierului de război Radu Mărculescu și nu mai faci dileme din iubirea de neam. Adevărată elită națională românească, schingiuită, înfometată, ucisă, dar niciodată învinsă. Oare câte poezii, câte priviri, câte memorii ne mai trebuie să ne revenim? Și oare câți oameni ca doctorul Adrian Ionescu a avut România în trecut? Și oare câți mai are?